Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da. În Buzău, cercetătorii în horticultură au creat salata picantă cu gust de muștar, prazul cu aromă de usturoi și înțeleg că au aclimatizat leușteanul gigantic. Sau gigant. Leușteanul. Este caterincă sau? Nu, mă, e serios. În Buzău se întâmplă ceva. Sună banc, jur. Nu, pe bun. Leușteanul gigant. Da, leușteanul uriaș. Și ce o să facem? Că sarmale? Cu sarmale cu leuștean? Da, mă, nu. Ce poți să faci că dacă e uriaș? Noi ce prindem frunză mare, o împăturim și punem în ea carne și o facem direct, sarma. Băi, direct leuștean. Da. Aș încerca. Asta e patina. Uh-huh. Mergem până la Buzău. Dar în Buzău se întâmplă ceva. Nu e ce... Ziua în Buzău. Da. Deci mai există acolo covrigi de Buzău. Da. Acolo iar o luăm de la copăt, de pleșcoi, sunt multe. Ceapa roșie de Buzău, babicul de Buzău și vulcanii noroioși, plus un prim-ministru, da. Și acum și leuștean uriaș. Da, asta cu leuștean gigantic, nu uriaș, nu așa ești? Da, așa am zis eu, dar mă rog. Eu cred că ei spun uriaș, nu chiar gigant. Dar între uriaș și gigantic, oricum, ce diferență poate să fie? Da, salată cu muștar, deci, salată cu gust de muștar. Altoi tot cu plantă de muștar. Mici, sănătos. Da. Cercetătorii au reușit să aclimatizeze deci și această plantă, leuștean uriaș, care poate atinge și 2 metri înălțime. Și au mai aclimatizat și un soi de cimbru cu aromă de lămâie și frăguțe. Dar ce e, mă, palmier? Nu știu, nene. Vezi că ăla sună ala? Bombă. Ăsta e diferit. Cimbru cu aromă de lămâie și frăguțe. Imaginezi? Nu. Ba da, e mișto. Cu un cotlet de porc așa. Să simți un pic de frăguță de aia când... O tocană cu fragi. Da. Perfect, abia aștept. Poți să încerci, pui căpșul, tăia de mic. Combinațiile astea, știi. Cât despre prazul cu aromă de usturoi, de știrea, adică vine de la colegii de la știrile Pro TV, sper că n-au râs de toată lumea, zice așa, prazul cu aromă de usturoi, vreau să citez. Ghilimele. Cu aromă de usturoi și gust ușor picant... Prazul sălbatic este analizat de specialiștii de la Banca de Resurse Vegetale din Buzău de 5 ani. Planta a fost descoperită chiar în zonă. Sunt comestibile atât frunzele, cât și căței. Am încheiat citatul. Deci un praz cu căței? Care căței? Asta. Căței cu covrigi de Buzău în coadă. Da. Exact. Bună dimineața, băieți! Păi eu am în grădină leuștean de ăsta gigant de vreo 10 ani, crește pe la 2 metri. Și nici măcar nu sunt cercetător. Sunt doar rapidist. Hai, vă salut, o zi frumoasă, Răzvan din Bacău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.